Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu. Aflăm azi cum suntem furați de către cei de la Butoane, un jaf care cutremură România. Am primit un e-mail de la Nicolae Pătru, fost senator PRM al României, cu siguranță unul din puținii patrioți rămași în viață. Vă spun de la bun început că tema este halucinantă, punând în operă unul dintre cele mai mari jafuri care cutremură România. Nu fac altceva decât să vă reproduc ad literam conținutul acestui e-mail, rămânând la latitudinea voastră să treceți prin sita minții adevărul acestui conținut uluitor. O întâmplare fericită a făcut ca la începutul anilor 90 să-l cunosc pe un mare și adevărat istoric al românilor, profesorul universitar dr. Ioan Scurtu de la Facultatea de Istorie a Universității București. Cel care ne-a făcut cunoștință era conferențialul dr. Ioan Chițescu de la Facultatea de Matematică, la care îmi susțineam lucrarea de stat pe atunci. Domnul profesor Ioan Scurtu ocupa pe atunci și funcția de director la Arhivele Naționale ale României. La îndemnul dumnealui am început să frecventez sala de lectură de la arhive, accesibilă oricărei persoane pe bază de abonament cu drept de lectură, dar fără drept de extragere, copii după documentele de acolo. Întocmirea de fișe și notițe era permisă. Domnul profesor încuraja părintește pe toți tinerii dornici de studiu individual, după surse și documente reale, fiind oricând disponibil cu explicații și detalieri la întrebările noastre. Vreau să vă povestesc așa mai pe scurt despre un document holograf, chiar s-a mizdat, aș spune, al unui mare patriot român, Ștefan Andrei. Din textul holograf al unui mare român, Ștefan Andrei, ministru de externe al RSR, citit și conspectat la îndrumarea profesorului Scurtu. Întâmplările despre care o să scriu azi sunt de o importanță majoră pentru România, fiind martor ocular al acestor evenimente, iar concluzia lor ar trebui să aibă un impact major pentru politica economică și externă a României de oricând. În 1978, Nicolae Ceaușescu este invitat la Casa Albă de Jimmy Carter, președintele Statelor Unite. În timpul discuțiilor din biroul oval, într-o atmosferă relaxată, Jimmy Carter îi cere lui Nicolae Ceaușescu să obțină de la Yasser Arafat, la acea dată președintele OEP, Organizația pentru Eliberarea Palestinei, un armistițiu pe o perioadă cât mai lungă. Carter, care știa că Nicolae Ceaușescu poate obține acest armistițiu, îi spune lui Ceaușescu inclusiv motivul acestei cereri, unul destul de bine întemeiat. Înainte de a fi de acord, Nicolae Ceaușescu pune însă două condiții. Acordarea clauzei națiunii cele mai favorizate României și a doua, acordarea unui număr de licențe pentru industria românească. Cum numărul de licențe cerut de Nicolae Ceaușescu era enorm în concepția americanilor, se duce o negociere de mai bine de o noapte între partea română și cea americană. Nicolae Ceaușescu și miniștrii lui obțin direct o parte din licență, urmând ca o altă parte la fel de mare din celelalte licențe să fie obținute în mod indirect. Acest mod indirect este uluitor, el însuși putând fi un subiect de carte. Practic, se obțineau licențe cu știrea americanilor, dar fără ca ei oficial să știe. Poate o să povestesc odată când timpul îmi va permite despre acest acord nescris, cu rezultate enorme pentru dezvoltarea industrială a României. Cert este că, în urma acestor acorduri, industria românească a explodat, realizată cu componente ale industriei americane sau cu copii autorizate oficial, nu ale acestora. Zeci de întreprinderi au fost construite pe baza acestor acorduri, iar România, la rândul ei, a construit ulterior direct astfel de întreprinderi în alte țări. La finalul întâlnirii, Carter îl întreabă pe Nicolae Ceaușescu ce program are în ziua următoare. O întrebare de politeță, pentru că programul era oricum cunoscut. Mergem în Texas, răspunde Nicolae Ceaușescu. Nu vreți să mergeți până la centrul de cercetare H? Avem acolo cel mai mare centru de cercetare din lume. Iau Ștefane, Ștefan Andrei. Câte zile avem pentru Texas? Două, tovarășe președinte. Fă-o una, mergem la H. La centrul de cercetare a mers o delegație formată din Nicolae și Elena Ceaușescu și încă trei miniștri ai cabinetului. După ce au intrat, au fost suiți în niște mici vehicule și au trecut printr-un culoar lung care avea de o parte și de alta calculatoare care mergeau. În 1978, acum 42 de ani. Nicolae Ceaușescu și mica delegație se uită perplexi la pereții plini de calculatoare și nu le venea să creadă ceea ce văd. În fine ajung într-o sală mare în care era un ecran imens în fața căruia au fost invitați de către directorul centrului. După ce ne-am așezat în fața ecranului, unul de acolo în halat alb a început să apese pe niște butoane ale unei tastaturi, iar pe ecran a apărut harta României cu patru puncte negre pe ea care se mișcau. Domnule președinte, aveți deasupra teritoriului patru avioane.
Nicolae Ceaușescu s-a uitat la mine, nu eram muț. Credeam că suntem în altă lume, n-am scos niciunul, niciun cuvânt. Ne găseam la mii de kilometri departare de România și ne spunea un american că acasă la noi, deasupra României, sunt patru avioane. Stați liniștiți, sunt civile. Se lasă liniștea. După ce ne lasă mască cu avioanele, se apucă să bată în butoanele alea din nou și pe harta României apar niște săgeți, niște linii care se mișcau, iar la un moment dat o zonă se mărește, apare un nume de localitate, Scornicești. Liniște de mormânt. Nu ne puteam lua ochii de la ecranul ăla. Se mărește, apar case, după care una dintre ele supradimensionată. Aceasta este casa dumneavoastră de la Scornicești, domnule președinte, zice directorul. O să scoatem o fotografie cu ea și vă rugăm să ne dați un autograf pentru conformitate, fiindcă știți, e un obicei ca toți cei care intră aici să ne lasă un autograf. Nicolae Ceaușescu nu spune nimic și semnează pe spatele pozei care a ieșit dintr-un aparat. Iar umblă ăla la butoane, iar apar niște săgeți, dar și niște semne și îl întreabă din nou pe Nicolae Ceaușescu. Domnule președinte, știați că sub casa dumneavoastră de la Scornicești este lignit? Nicolae Ceaușescu n-a mai rezistat. Ia auzi, Ioane. Pe atunci profesor inginer Ion Avram era ministrul industriilor. Suntem în Statele Unite și ne spune directorul ăsta că sub casa mea e lignit și tu nu știi? Păi de unde să știu, tovarășe președinte, că noi doar nu avem aparatura lor. În timpul scurtei discuții, directorul iar începe să bată în butoanele alea și se mută din nou imaginea. Ecranul prinde viață, alte linii, săgeți, tot felul de semne, după care se calmează și se stabilizează. De data asta se oprește deasupra Mării Negre. Domnule președinte, aveți cele mai mari rezerve de petrol și gaze naturale din Europa în Marea Neagră. Dacă știți să-l exploatați, deveniți cea mai bogată țară din Europa. Rămânem cu toți înmărmuriți. Primul care își revine și vorbește e Nicolae Ceaușescu. Eu, Zoane, trebuie să-l exploatăm. Nu avem sonde de foraj la mare adâncime, tovarășe președinte, și nici la ruși nu găsim, doar ei, americanii le au. Dacă va permite programul, puteți să le vedeți la lucru în Golful Mexic. Au, Ștefane, ce program avem mâine? Texas, tovarășe președinte, scurtează-l, mergem în Golful Mexic. În Golful Mexic, după ce a vizitat o platformă marină pe care o exploata Standard Oil Company, viitorul Exxon, Nicolae Ceaușescu a spus că trebuie neapărat să construim și noi așa ceva. I s-a explicat că este imposibil. Ați mai zis voi că e imposibil și la altele, lasă că discutăm noi acasă. Acasă Nicolae Ceaușescu s-a convins că nu putem face singuri platforme marine de mare adâncime și astfel au început negocierile cu Statele Unite pentru exploatarea comună a petrolului și gazelor din Marea Neagră. Ei urmau să exploreze și să exploateze prin Standard Oil Company, ulterior Exxon. Rămânea să ne punem de acord asupra procentelor din exploatare. La finalul negocierilor între noi și americani ne-am dus la Nicolae Ceaușescu. Am căzut de acord cu americanii. Președintele Carter este de acord, vom face o societate pe acțiuni, vor face explorarea. Și exploatarea cu Standard Oil Company, utilajele lor, dacă sunteți de acord, semnăm 50% din profit Statele Unite, 50% din profit România. 51% din profit noi, a spus Nicolae Ceaușescu. Tovarășe președinte, utilajele lor, explorarea lor, exploatarea făcută de ei, rezervele noastre, nu merge. E totuși corect 50-50. Bine mă, 50 50 noi. Așa rămâne să-mi nasc cu ei. Am încheiat citatele din Ștefan Andrei. Și acum atenție. De atunci, din 1978, România are o înțelegere semnată cu administrația americană reprezentantă de președintele Statelor Unite, Jimmy Carter, și cu ExxonMobil, fost Standard Oil Company, privind explorarea și exploatarea rezervelor de gaze și petrol din Marea Neagră, profitul urmând să fie împărțit între Statele Unite și România în procente egale 50-50. Atunci când a fost în vizită în Statele Unite, Klaus Werner Iohannis știa de această înțelegere și cu toate acestea a dat pe degeaba rezervele României. Înțelegerea scrisă trebuia doar invocată, prin faptul că nu a cerut partea 50% care era stipulată pentru România, prin înțelegerea scrisă și prin faptul că vrea să modifice ordonanța de urgență guvernamentală 114, Iohannis se face vinovat de înaltă trădare față de poporul român. Conform dreptului internațional, Statele Unite nu puteau modifica unilateral o înțelegere scrisă și de aceea aveau nevoie de un trădător care să se facă ca și cum nu ar ști de această înțelegere. Cum ar fi spus Richard al III-lea, o șepcuță pentru un regat.
Condamnarea lui Liviu Dragnea și declararea lui ca persona non grata în Statele Unite a fost cauzată de faptul că la fiecare ieșire publică Liviu Dragnea reitera până la saturație 50% exen, 50% noi, fiindcă pe atunci încă nu se semnase cedarea MOCA a drepturilor statului nostru către americani de către o coadă de topor veretică și alogenă. Bunicul meu rănit grav la umăr cu sechele serioase în luptele de la Mărășești 1917, mergând până aproape de amputare, împovestea despre eroismul dus până la dramatism al românilor contra nemților. Eu, retrospectiv, nu-mi pot scoate nici cum din cap cum că bunicul meu și mai târziu tatăl meu și asemenea mie, bunicii și tații alor noștri români, au luptat contra bunicilor lui Iohannis și Orban. Mi se pare corect? Această postare se adresează în egală măsură dumneavoastră românii care trebuie să știți cum suntem furați de către cei de la butoane, dar și de toți parlamentarii din orice partid care știind de aceste lucruri se fac cum că nu le-ar cunoaște. Iar asta se numește mai pe scurt în termeni juridici complicitate la înaltă trădare națională. Cum Orban a declarat public că va modifica ordonanța de urgență guvernamentală 114 în sensul dorit de Exxon, practic România va renunța de bunăvoie la dreptul ei din exploatarea propriilor rezerve. Dumnezeu să ajute poporul român, mai lipsește ca și el poporul să încerce să se ajute și singur, fiindcă nu-i așa. Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă și în rest. Prieteni, mulțumim fostului senator Nicolae Petru pentru acest extraordinar material care s-ar părea că face lumină cu privire la modul cum România este jefuită în continuare, fără menajamente, fără scrupule, fără sentiment. Ne oprim aici. Sunt Cristian Alexandrescu, pe curând!